Dopo o lungă perioadă de timp în care situația epidemiologică era îngrijorătoare în Mehedinți, se pare că acum rata de incidență a scăzut semnificativ, iar în ultimele 24 de ore au fost confirmate doar 3 cazuri noi de COVID-19 la nivelul județului. Astăzi au fost înregistrate cele mai puține îmbolnăviri de la începutul acestui an. 8.254 de mehedințeni au fost infectați cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei și până în prezent, dintre care 381 și-au pierdut viața. În acest moment, după o lungă perioadă în care secțiile ATI au fost pline, iar cazurile de îmbolnăvire creșteau de la o zi la alta, putem spune că situația este bună. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate doar 3 infectări la nivelul județului. Situația epidemiologică din județul Mehedinți de astăzi, 17 mai, este următoarea. 723 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 23 persoane sunt în carantină instituționalizată, 155 persoane se află în izolare la domiciliu asimptomatici, 95 persoane sunt internate în spitalele spor COVID din județ. În ultimele 24 de ore au fost confirmați COVID-19, 3 persoane. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în Mehedinți a ajuns la 0,70, iar județul este în scenariul verde. În acest moment, doar în 3 localități rata de infectare este de 1,5 la 1000. Este vorba despre Pristol, Punghina și Deveselu.